Poliția scoate la concurs 2397 de posturi, dintre care 2303 sunt pentru structurile de ordine publică, poliție rutieră, poliție transporturi și conducători de câini. În județul Sălaj sunt disponibile 20 de posturi. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj va scoate la concurs 20 de posturi, dintre care 19 vor fi ocupate prin încadrare directă din sursă externă și unul prin reîncadrare. 18 dintre cele 19 posturi de agenți de ordine publică sunt în mediul rural, ajutor șef de post, mai precis în comunele Coșeiu 2, Sărmășag 2, Dragu 2, Mirșid, Agriș, Românaș, Treznea, Benesat, Cristolț, Ilianda, Bănișor, Crasna, Sâg, Camăr și Ip. În urban este pus la bătaie postul de agent în cadrul compartimentului Siguranță Publică și Patrulare în Șimleu Silvaniei. Concursul constă în proba de evaluare a performanței fizice în perioada 7-11 noiembrie și în proba scrisă, un test grilă având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații. Testul este programat în 19 noiembrie și constă în 60 de întrebări. În ceea ce privește postul ce va fi ocupat prin reîncadrare, acesta este vacant în comuna Hida. Candidații se pot înscrie de luni 3 octombrie până vineri 7 octombrie în intervalul orar 8:30-15 la sediul IPJ Sălaj. La nivel național, Poliția Română a scos la concurs 2397 de posturi, 2303 dintre ele fiind pentru încadrare directă de agenți în structurile de ordine publică, poliție rutieră, poliție transportului și conducătorii câini.